Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Iată una dintre posibilele descrieri ale stării învățământului din România. De trei ori mai mulți profesori au fost prinși copiind la examenul de titularizare decât elevi la bacalaureat. De trei ori mai mulți. Ce ne spune nouă asta? Că a fost greu. Că sunt nepricepuți. Că a fost greu. A fost greu, da. Le-au dat lucruri complicate. Mă rog. Deci a avut loc examenul de titularizare, adică examenul pe care dacă îl treci obții un post în învățământ... Pe viață. Practic, da. Până la pensie și în cazul în care nu faci dandanele mari de tot, rămâi acolo până la pensie. E ceva într-o lume în care niciun job nu mai e sigur. Mă rog, salariul nu este prea mare. Din păcate, în educația din România, salariile sunt în continuare destul de mici. Anul ăsta, pentru examenul ăsta de titularizare, a fost cumva mai simplu. Au fost eliminate inspecțiile la clasă din probele date pentru titularizare și a rămas doar examenul scris, la care trebuie sau trebuia să obții peste nota 7. Uh-huh. Și rezultatul, rata de promovare la acest examen de titularizare este mai mică la profesor decât rata de promovare de la bacalaureat și evaluarea națională. Pentru că orice profesor e mândru când elevul își depășește maestru. Corect, da. Mai puțin de jumătate dintre candidați au obținut peste 7. Nota minimă 7. 7 e nivelul de mediocritate. Nu? Așa, eu așa am învățat. Da. Așa mi-a spus tata, care era profesor. Băiete, dacă e 7, înseamnă că ești mediocru. Da. Nu te ascunde după degete. Și eu eram, dar mă interesează 7, poate 5. Da. Asta zic, decât un 7, mai bine un 5. Da. Uite că la 7 ești mediocru. Dar să știi că tata spunea tot așa, spunea că nu există, de fapt, există numai două note. 10 și 5. 10, care este excelența, bravo, nu știu ce, și 5, care înseamnă că ai muncit cu adevărat ca da. Să iei 5 ăla, deși nu ești capabil. Adică, tot un soi de excelență. Da, adică acolo, frate, te-ai străduit, știi? Asta se punea cazul în care munceai, deși nu erai priceput. Da. Mai era și 5 de milă, ăla nu se lua în calcul. Nici mie nu mi-a plăcut 7-le ăsta. 3 era cel mai... Da. Bun, deci mai puțin timp de jumătate dintre candidați au obținut peste 7. 26 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Cum spuneam, deci de 3 ori mai mulți decât elevii de la BAC care au fost prinși cu copiuțe. Adică la BAC a încercat să fraudeze proba un candidat din 1700, în timp ce la titularizare unul din 700. Aici... Ce? Nasol. Adică păi ești eliminat de tot din învățământ. Da, da, serios, nu știu ce zici. N-au învățat nimic de la elevi. Cadru didactic și vrei să copiezi la examen, mi se pare strigător la cer. Adică tragedia. E... Da. Și prind. Da. Da, 32.000 de candidați s-au înscris la titularizare, numai 24.000 s-au și prezentat la examen. 2.600 dintre aceștia nici măcar nu au considerat că au vreo șansă când au văzut subiectele de examen, așa că au ieșit din sală. Protest. Băi, cei mai cinstiți, eu din ăștia, câți au fost? 2600. Eu din ăștia aș fi tras la sorți, măcar unul, doi. Serios. Măcar ăștia sunt cinstiți. Își cunosc limitele. Exact. Da. Știu ce pot și mai ales ce nu pot. Da. Practic nu pot nimic, asta e, măcar admit, nu să-ți bat. Și unul ăsta ne se pierde vremea, mai bine merge la un bridge, la bufetul facultății. E greu la bridge. Da. E pentru oricine. Nu știm în detaliu care au fost subiectele, dar... am aflat, m-am uitat pe educație, pe, mă rog, colegii de la Știri Pro TV au publicat câteva detalii, deci educatorii din creșe, de exemplu, au avut de despărțit în silabe cuvintele grăunțele și hrană. Notează pentru dublu sau nimic. Da, da, da. Să despartă în silabe grăunțele, grăunțele și hrană. Da, da, astăzi, peste jumătate de oră, da, să vedem ce se întâmplă. 20 de minute. Una din întrebări. Pune întrebarea 4. Învățătorii au avut de găsit câte un sinonim pentru cuvintele ciudat și întâmplările. Happening-urile, e simplu. Da. Iar la matematică s-a dat ceva problemă cu bluze colorate de rezolvat prin metoda grafică. O fi fost complicat să... Poate n-aveau cariocile la ei sau ceva? Nu hrană le-a dat să despartă în silabă? Hrană, da, hrană. Cu H nemut. Pun mâine la dublu, da, așa. Dă-mă azi, fă un gest. Da, azi. Una din ele să întrebarea fie a patra. Grăunțele așa sau hrană? Să mergi până la patru întrebări. Na. Cine se poate înscrie la titularizare? Aici e tragedia. Cei care au absolvit o facultate sau colegiu sau școală, mă rog, care oferă diplomă ce permite predarea la clasă.
Iar asta include și pe cei care predau deja ca suplinitori prin diverse școli și care vor să obțină un post de profesor pe durată nedeterminată. Oricând mai puțin de jumătate dintre candidați abia reușesc să depășească pragul de mediocritate pentru a obține un post la catedră, și dintre care unii predau deja, numai că o fac, nu sunt titularizați pe post, te întreb ce pretenții să mai ai de la școala românească. Și nu spuneți acum că sunt, iată, locul 1, 2, 3, 4, 5 în top la diverse olimpiade. Asta se întâmplă de când mă știu eu. Elevii români de top obțin note foarte bune. Problema este că în afară de cei de top este o mare masă de elevi care sunt pregătiți de profesori fără chemare și de asta probabil analfabetismul funcțional atât de ridicat în această țară. Dar să ne bucurăm, zilele acestea intră în conturile dascărilor și titulari și suplinitori 1500 de lei obținuți în timpul grevei generale, deci așa cum au spus sindicatele, acum că profesorii vor începe să fie plătiți mai bine și calitatea învățământului românesc se va îmbunătăți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.